Hai să rog pe aici, să rog pe mine aici. Și în primul rând, glorie mielului! Glorie lui Iisus Hristos, Dumnezeu, iepurașul de Paște, Moș Crăciun, Zâna Măseluță și toți prietenii imaginari nemenționați mai sus. În primul rând, ca să nu sară haterii la mine la cât, este un clip în care îmi exprim propria mea opinie și atât. E bine, am o problemă, sincer, chiar nu pot să înțeleg anumiti youtuberi. Anumiti youtuberi care pun un clip și cer un anumit număr de like-uri, iar alții cer din prima un anumit număr de like-uri. E bine, recunosc și eu am făcut chestia asta, numai că, după părerea mea, atunci nu eram la nivelul la care sunt acum în modul, vreau să zic, ca mentalitate, pentru că s-au întâmplat multe de atunci și m-am schimbat enorm de mult din punct de vedere al mentalității. Bun, cer unui youtuber un anumit număr de like-uri și spun că este pentru munca lor, că like-urile le dau satisfacție, un orgasm, adică. Ei bine, like-urile îți dau o satisfacție într-un număr mare dacă sunt făcute fără să ceri tu. În momentul în care ai cerut, subconștientul uman, care este foarte complicat, intră în acțiune și zice, hai bă, să-i dăm și lui. Și astfel s-au făcut un anumit număr de like-uri, de exemplu, dublu față de cel față de cel normal. Și spun unui youtuber că așa văd că este apreciată munca lor. Ei bine, v-am spus, like-urile alea nu sunt legite, like-uri legit, pentru că ai cerut like-uri și omul a zis, bă, e gratis, hai să-i dăm. Adică, dacă vine cineva la voi, dă și mie pixul ăla după masă. Ia, poftim, nu e al meu, nu mă interesează, n-am zis să fac cu el. Ia, du-te dracu, spală-te cu el pe cap, nu mă interesează ce faci cu el. Cam așa e și aici, pentru că omul când dă un like, nu dă de la el într-un fel. Nu e ceva, bă, dă-mi un leu, bă, cu un leu mi-au un suc la cutie. Și mama nu mai îmi dă, trebuie să câștig din YouTube. Deși unii nu câștigă din YouTube și chiar nu înțeleg ce e așa de important la like-urile astea, adică pentru munca noastră. Ei bine, sincer să fiu, când cineva spune, unul care face YouTube, pune un clip și spune că asta e o muncă, sincer să fiu, din acel moment deja îl judec. Îl judec ca pe un copil răsfățat sau de bani gata sau sunt o mulțime de alte variante, dar nu-l văd un om matur sau un om care s-ar putea descurca singur o lună întreagă. Ei bine, v-am spus, mă consider matur, foarte matur și nu-i consider deloc matur pe ăștia care spun că YouTube-ul e o muncă. YouTube-ul nu este o muncă, tu doar te joci, apeși un buton și vorbești. Nu-i nimic greu în asta. Unii fac o mulțime de bani din asta și ei cred că este o muncă. Spoiler alert, nu este o muncă. E un fel de religie, YouTube-ul ăsta. Multă lume crede că e o muncă, la fel cum multă lume crede în Dumnezeu. Ghiciți ce? YouTube-ul nu e o muncă, ghiciți ce? Spoiler alert. Vorba mea e groaznică. Spoiler alert, Dumnezeu nu există. Și bineînțeles, acum tot o stare la gâtul meu, citește Biblia și o să... adică, nu crezi în Biblie, hai să-ți demonstrez cât de adevărată este Biblia dându-ți citate din Biblie. Mi se pare logic. Mă rog, nu spun că asta ar face unii, dar, că asta fac toți, dar asta ar face unii... Am văzut oameni care, dacă spune că ești ateu, dă-te o citate din Biblie. Degeaba, nu cred în chestia aia. Mă rog, YouTube-ul, cum am spus, este o religie și oamenii au orgasm dacă au un anumit număr de like-uri, fie că le merită sau neapărat, fie că le-au dat oamenii pe bune ca au vrut ei, adică v-am găsit un pix, poftim, n-am ce să fac cu el, eu mai am pixul, na. Și când cer cuiva, dă și mie pixul ăla acolo când ajung, ăla e, bă, mă doare curason, poftim, am și eu, destule, n-am ce să fac cu el, poftim, spală-te cu el pe cap. Da.
YouTube-ul e o muncă, clar. Și aș vrea și eu să știu dacă voi credeți că e o muncă. Cum se explică chestia asta? Asta vreau și eu să știu. Dacă știe cineva să-mi explice în comentarii, dacă știe cineva cum de YouTube-ul ăsta este considerat de atâția proști o muncă. Spoiler alert, nu este o muncă. Apeși un buton, te joci și vorbești. Nu văd ceva mai simplu și mai distractiv, să te joci și să vorbești. Nu văd nimic care să deranjeze în chestia asta. Nu te stresezi, nu obosești, nu nimic, pur și simplu stai, îți pui o muzică frumos, de exemplu, o muzică frumos, da, cu toate cardieșele, cu toate boale. Pui o muzică frumoasă și totodată e și mai și. Ați văzut, eu pun muzică pe fundal, muzică pe care eu o iubesc, muzică cu copyright, dar spoiler alert, nu mă interesează. Voi vorba lui LP, nu voi arăta dragostea față de rock așa. Da, nu, chiar nu pot să înțeleg cum de YouTube e o muncă, ce satisfacție îți dau like-urile alea. Da, oamenii se uită și o să comenteze și o să-ți dea like. Și așa înțelegi dacă faci bine ce faci. Ai cerut like-ul. Unii, bă, poftim. Repet asta și o repet cam mult, nu. Nu știu ce să mai zic. Cam asta ar fi, de... Ce să mai zicem? Cam asta ar fi cu clipul ăsta. Până data viitoare, dați-i și mie niște like-uri acolo ca să am un orgasm, pentru că nu pot să-mi fac laba. Și... Nu mă plac fetele și nu cred că nu pot să... N-am bani de curve. Asta ar fi clipul ăsta, sunt Cosmin. Vă rog frumos, ajutați-mă să am și eu primul meu orgasm din viață. Pentru că... Na, like-urile oferă un orgasm mai ceva ca un sex oral. Și... Na, o să urmeze comentarii după aia, sunt sigur. O să urmeze spamați F5-ul să-mi faceți views-uri. Și dacă vreun YouTuber se simte ofensat și na, eu știu, și unul chiar vrea să zică că nu face bani din YouTube, sau mă rog, nu vrea să facă nimic din YouTube, că are un parteneriat și că nu-l interesează și așa mai departe, îl invit să facă cum fac eu și să pună o melodie copyright pe fundal. După cum vedeți, eu pun rock melodii care le iubesc și au copyright toate. Dar pur și simplu scot monetizarea care nu face nimic și cam asta ar fi. Na, cam asta ar fi cu clipul ăsta, sunt Cosmin și vă salut. Pa!